Salutare, prieteni ai naturii! Am observat că ești un spirit curios și urmărești mereu actualizările mele. Dar iată un detaliu uimitor. 95,4% dintre voi nu apăsați pe butonul de abonare pe canalul Gabriel Licosa. Dacă te abonezi, nu numai că mă susții pe mine, dar te asigur că rămâi în strânsă conexiune cu natura, descoperi lucruri fascinante despre viața sălbatică și beneficiezi de sfaturi valoroase dacă îți plac animalele de companie. Alătură-te comunității și îmbogățește-ți cunoștințele legate de lumea care ne înconjoară. Dă click aici pentru a te abona și a deveni parte din comunitate. Gândiți-vă puțin. Noi cercetăm împrejurările cu ajutorul ochilor. Ne dăm ochii peste cap atunci când urmărim fluturii ce trec fugitiv prin fața noastră și ne minunăm de imensitatea cerului. Dar imaginați-vă o lume în care privirea vă este blocată, fixată pentru totdeauna. Sună a limitare, nu-i așa? Ei bine, nu și pentru minunile de păsări despre care vom vorbi astăzi. Pregătiți-vă să fiți uimiți de strategiile lor de a vedea lumea fără a mișca ochii. Așadar, vizionează acest clip până la final, distribuie-l să-l vadă și prietenii tăi, lasă un comentariu dacă ai aflat ceva nou și abonează-te la canal dacă nu ești abonat, pentru că nu costă nimic, dar cu siguranță vei descoperi împreună cu mine chestii interesante despre lumea animalelor sălbatice și multe sfaturi neprețuite pentru pasionații de animale de companie. Păsările precum bufnițele și vulturii, deși ochii lor nu se rotesc în orbite, au o vedere incredibil de bună. Bufnițele, cu ochii lor mari orientați în față, au o vedere binoculară excepțională. Însă mai există o noutate. Ele au evoluat cu abilitatea de a-și roti capul până la 270 de grade, mărindu-și raza vizuală fără a-și mișca ochii. Vulturii, cunoscuți pentru vederea lor ageră, au de asemenea ochii imobili, poziționați în partea din față a capului pentru o excelentă percepție a adâncimii. Și cum compensează aceasta? Cu un gât extrem de flexibil, care le permite să scaneze rapid împrejurimile. Vulturii, care au ochii poziționați în părțile laterale ale capului, dispun de un câmp vizual mare, care este esențial pentru a detecta carcasele de la altitudini mari. Zborul reprezentativ le permite să se înalțe în aer pentru perioade lungi de timp pentru a observa carcasele. Șoimii cu ochii orientați în față folosesc o structură specializată numită fovea pentru o acuitate vizuală excepțională, esențială pentru reperarea și urmărirea prăzii la viteze mari. Pasărea rinocer, mai puțin cunoscută, are de asemenea ochi care nu se rotesc și sunt așezați pe părțile laterale ale capului, de aceea aceste păsări sunt nevoite să folosească mișcări unice ale capului pentru a scana împrejurimile fără a mișca ochii. Dar ce adaptări speciale au aceste păsări cu ochi care nu pot fi mișcați? Printre caracteristicile fascinante se află un număr mai mare de fotoreceptori, ochii de formă tubulară pentru un câmp vizual mai mare și capacitatea de a-și întoarce capul până la 270 de grade. Păsările, precum vindirelul american, se mândrește cu o densitate mai mare de fotoreceptori, oferind mai multe informații vizuale la o singură privire. Ochiul lor, cu formă tubulară, le sporesc capacitatea de a focaliza pe obiecte îndepărtate fără a-și mișca ochii. Bufnițele din specia Strix varia, care au o rotație remarcabilă a capului, reprezintă un exemplu al modului în care aceste păsări își pot menține privirea fixă asupra țintei, fie că este vorba de o pradă sau de un potențial partener. Prin urmare, de ce nu-și mișcă ochii aceste păsări? Un motiv principal constă în menținerea atenției asupra prăzii lor. Păsările de pradă, precum vulturii și șoimii, își țin ochii fixați pe țintă, utilizând acești ochi specializați adaptați pentru vânătoare. Vederea binoculară este un alt factor. Păsări, precum bufnițele, se folosesc de ea pentru a se fixa asupra unui singur punct și a calcula cu exactitate distanța la care se află prada lor. În plus, unele păsări cu ochii imobili, în special cele nocturne, se bazează pe
abilități de colectare a luminii pe care le au ochii pentru a naviga în întuneric. Întoarcerea capului este o strategie obișnuită, demonstrând o remarcabilă mobilitate a gâtului lor. Acest lucru, combinat cu un câmp vizual mai larg, datorită poziționării ochilor, le permite să scaneze împrejurimile fără a-și mișca ochii. Mobilitatea gâtului joacă un rol esențial, permițând acestor păsări să detecteze prădătorii sau să găsească hrană fără a se baza doar pe mișcările ochilor. Deși majoritatea păsărilor își mișcă liber ochii în orbite, unele specii au evoluat astfel încât să aibă ochii imobili, ca o adaptare pentru a-și susține stilul de viață ca animale de pradă. Bufnițele, șoimii, acvilele, vulturii și alte păsări de pradă nu au mobilitate oculară, dar compensează prin rotația extraordinară a gâtului și abilitățile vizuale. Privirea lor fixă le ajută să localizeze și să fixeze prada cu precizia unui laser. Data viitoare, când vedeți o bufniță cocoțată într-un copac sau un șorecar care se înalță în zbor, uitați-vă mai atent la ochii lor, care au o privire fixă. Deși nu-și pot mișca ochii, aceste păsări uimitoare au evoluat pentru a-și examina cu pricepere mediul înconjurător și pentru a prospera ca vânători iscusiți. Ochii lor unici și adaptările vizuale le permit o capacitate vizuală formidabilă, în ciuda limitărilor impuse de o privire fixă. Continuați să explorați minunile regnului animal și nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați pentru mai mult conținut interesant și să vă împărtășiți părerile în comentariile de mai jos. Până data viitoare, rămâneți curioși și observați, ascultați și învățați de la natură!